Primul lucru la care vreau să renunț este imunitatea președintelui României. În perioada 2007-2018 au fost identificate 9 dosare care îl privesc pe Klaus Iohannis. Iohannis Klaus Werner este singurul nume dat în clar. Față de sus numiții s-a început urmărirea penală. În această cheie de grup infracțional organizat și împotriva căruia începe urmărirea penală. Primarul Klaus Iohannis.